Salutare, prieteni, bine ați revenit la o nouă partidă de pescuit la Spinning marca Fishing Mod. Astăzi o să pescuiesc aici, în zona asta. E puțin cam tulburi apa, dar sper să păcălesc ceva, să vă scot la poză. O să dau cu creaturi din astea mai mici, în general după biban. Vă doresc vizionare plăcută. Prima lansare. Fain, se duce soarele în spate. Acum apa este foarte tulbure. O să fac câte 3 lansări cu fiecare gumă diferită. Era bună lanseta de somn aici, tulbureala asta. Faină zona asta. Da, la cum se prezintă apa, cred că trebuie o lună să nu mai fie așa tulbure. N-am văzut nicio săritură.
zonă cu apă adâncă aici, are cam 4-5 metri. Da, o să schimb. Schimbăm. Să-i bag ceva strident, așa. E tulbure. Foarte fain afară. Da, și lebedele alea. Vin la poză. Cred că următoarea partidă o să ies la plută pe undeva pe o baltă. Mă dau bătut cu spinning-ul momentan. Merge foarte bine asta în apă. Notă bine contra curentului, curge bazat aici. Da, nici nu o să mai stau aici, mai fac o lansare și mă mut cam o baltă aici, aproape. Deci pe siret, e tulbure siretul. Vreți să ieșiți și la staționar n-aveți nicio șansă. Ia uitați-le, au urcat contra curentului și acum și-au dat drumul la vale. O, ce viteză au! Frumos!
Parcă au motoraj.
schimbat locul pe baltă albastră. Mai am puțin soare, fac și aici câteva lansări. Aici măcar e limpede de apă. Și încercăm și aici puțin la știucă. Sau biban. Frumos să pune soarele. Uite ce imagine acolo. Vede super asta în apă. Poate e vreun biban prin zonă. O sparg și eu gheața anul ăsta. Am deja două ieșiri fără niciun pește. Fac câteva lansări aici, după care în drum, când mă întorc, mai este o baltă, o să încerc și acolo, că am luat o buruiană. Da. Vă spuneam, o să mă opresc și la balta aia din drumul meu. Este multă buruiană aici. N-am văzut de soare, am dat aproape în stuf. Se întunecă foarte repede acum. Cred că mai am cam 30 de minute. Mai schimb cu ceva.
Asta este o baltă pe care am prins mult pește când eram copil. Încă mai ține pește, sunt convins. O să încerc puțin și aici să vedem. Tot la culoarea asta naturală. Deja nu mai am soare. Balta asta pe timpul verii plină de buruiană. Nu prea se poate pescui. Uitați un loc și pe malul celălalt de plută, fain. Au făcut oamenii de prin sat de aici. Cât că rasa am prins pe balta asta, aici am învățat să prind pești. Faină tare era. Încă mai ține, nu cred că l-au braconat pe tot. N-au cum să-l prindă pe tot. Sunt niște găuri aici în mal. Cred că când dă căldura aici, șarpăria de pe lume aici. O să-i schimb cu ceva mai mic. Am pus-o pe asta. Deja se lasă rece.
Am văzut în vară aici o săritură destul, știu că mare, tare. Nu știu dacă au reușit să o prindă. Nu știu dacă au curentat-o. Da, mai schimb cu ceva și mă dau bătut. Am pus o cicadă. Asta nu o să o las să ducă pe fund. Pescuiesc așa între ape. Am auzit o săritură. Nu cred că era rață. Acolo, în malul celălalt. Este o buruiană neagră aici, este petrol. Aproape am ajuns. A sărit chiar în stuf, în stuf a sărit. Prieteni, cam atât pe astăzi. Din păcate nu a reușit să scot nimic la poză. Dacă sunteți noi pe acest canal, nu uitați să vă abonați, să lăsați o apreciere. Până la următoarea partidă, Fishing Mod vă urează fir întins. La revedere!